Acest triou al nostru, Ucraina, Republica Moldova, Georgia, eu cred că trebuie să desprindă din partea noastră. Este că să nu mai asociem cu Belarus și cu cei mai este acolo, Armenia și îmi pare că... Azerbaijan. Cu tot respectul față aceste trei țări, că nu vorbim acum de popoare, vorbim de țări ca entități politice, da? Două secunde, să pun așa subiectul. Domnul, haideți că am încheiat o etapă cu parteneriatul ăsta estic, haideți să ne numim alții. Noi suntem triou asociat, luați-ne pe noi cu un program special, dar cu alții ocupați-vă mai departe cu parteneriatul estic. Așadar, comentatorul politic Roman Mihăieș consideră că Republica Moldova ar trebui să primească un semn mai clar de deschidere din partea UE. Asta în contextul în care țara noastră este inclusă în parteneriatul estic împreună cu state cu perspective diferite, precum Armenia, Belarus sau Azerbaijan, care nu-și doresc aderarea la UE. Fostul deputat Valeriu Munteanu afirmă că UE nu are nicio intenție de extindere spre alte state din vecinătatea estică, punând accent pe Balcanii de Vest. Acesta este statutul pe care îl avem și pe ăsta trebuie să-l consumăm personal. Consider că pentru următorii 10-15 ani nu există absolut nicio perspectivă de integrare a Uniunii Europene și nu pe vina că noi putem să facem aur aici în Republica Moldova, pentru că așa a decis Uniunea Europeană, are cu totul alte probleme. Uniunea Europeană nu va avea capacitatea să acorde celor trei state și nici Republica Moldova un alt statut. De ce unirea rămâne cu România, rămâne unica soluție ca noi să prindem trenul Uniunii Europene. Experții europeni spun așa, Republica Moldova nu este o țară atât de mare și nu trebuie atât de mulți bani, atât de multe eforturi ca să o integreze în Uniunea Europeană. Problema este că Uniunea Europeană a luat o decizie colectivă ca Moldova, Georgia și Ucraina să mai rămână cel puțin acest ciclu electoral european. Asta sunt vreo 4 ani de zile. Da, până în 24. Valeriu Munteanu susține că deocamdată țara noastră nu este pregătită pentru aderarea la Uniune. Noi cei de la Chișinău, care tare vrem integrare europeană și politicienii din Republica Moldova, care tare vând acest vis de integrare europeană, trebuie să le spui la oameni. Cuspăm integrarea europeană numai după ce o să intrăm în NATO. Că și Georgia este pregătită și Ucraina e pregătită. Dar ca mireasa Moldova nu e pregătită. Luați-mă, vă rog frumos, în Uniunea Europeană, dar NATO nu vrem, că noi suntem tare pudici. Nu o să meargă acest lucru 100%. Sigur că...